Hutinașilor, astăzi o să vedem povestea unor bully. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și avem aici caracterele din această poveste. Deci avem Bacon, Destiny, Ashley și Brittany. Și hai să mergem să vedem care este povestea. Sunt aici două fete care par destul de nervoase și întreabă unde sunt cărțile, deci nu își găsesc cărțile. Aha, hai să mergem mai departe. Hopa, fata asta și-a găsit cărțile. Bun, și celelalte două fete încă sunt nervoase. Dar mai târziu, ce se întâmplă? Sunt iarăși cele trei fete care râd pur și simplu și este o fată Bacon supărată. Oh, nu! Să nu-mi zici că fetele astea îi vor da cu bully la fata Bacon. Ci că, ah, uite-te la tocilara asta și o împinge pe fata Bacon pe jos. Nu! Deci cele trei fete sunt foarte, foarte rele și îi dau cu bully la fata Bacon. Oh my god! Nu-mi vine să cred, frate! Hai să merg mai departe. Acum o vedem pe fata Bacon supărată și dacă apăs pe aici, ia să vedem, scrie că ea mă vede pe mine. Ok, și dacă trec mai departe, aha, acum trebuie să aleg. Ori o ajut pe fata Bacon și mă duc la director gen, sau dacă nu, o să iau pe scurtătură și o să mă duc în clasă. Băi, sincer să fiu, nu o să las treaba așa, adică o să mă duc la director să-i spun ce s-a întâmplat, pentru că fetele alea erau foarte, foarte rele și i-au dat cu bully. Hai să vedem, cică, cu ce te pot ajuta? Și acum trebuie să îi spun ce s-a întâmplat. Am văzut niște fete care au împins-o pe o altă fată. Ia să vedem. Ci că pot să fiu mai specific? Da. Fetele se numeau Brittany și Destiny. Ia să vedem. Bun. Și zice, oh, ok, mulțumesc că mi-ai spus. Gata, i-am spus la director. Și acum, ia să vedem ce spune fata Bacon. Ci că, hei, i-ai spus la director? Ci că da, ok, deci o să bifez aici, da. Mă gândeam că o să te ajute. Serios, mulțumesc foarte mult, ești cel mai tare, îmi spune fata Bacon. Wow! Și după aceea, ia să vedem, nu mai știu cine este fata asta. Ci că, așa, ești prieten cu fata Bacon urâta, nu? Zice fata asta. Și eu zic, ia să vedem, deci, frate, nu, da, și zic eu ceva de genul ca și cum n-aș avea timp pentru discuția asta, dar o să zic, da, și ce-i ții ciudă că tu nu ești? Ah, se uită în jos și mă privește gen cum plec. Oh my god, i s-a făcut ciudă, bro. Astealte sunt celelalte două fete și acum o avem pe fata Bacon aici. Și fata Bacon zice, psst, hai aici, repede, lasă-mă să-ți spun ceva. Și dacă apăs pe semnul întrebării, ia să vedem. Cică și ce voia să-i spui. Ba nu, pardon, gen, o întreb eu ce voia să-mi spună. Și dacă dau așa, ia să vedem. Cică bully vor fi exmatriculați în câteva zile? Cred că da, nu? Nu-mi vine să cred! Oh my god, serios? Wow, da, sunt atât de fericită, oh my god! Băi, vor fi exmatriculate persoanele acelea care au dat cu bully și avem un mesaj aici la final care zice așa, nu judeca oamenii după cum arată, judecă-i după
personalitatea lor. A fost foarte, foarte tare povestea, dar hai să vedem încă o poveste, pentru că jocul acesta are mai multe povești. Dacă nu ați dat like-ul ăla, subscribe-ul, clopoțelul, să-l dați chiar acum și hai să vedem care sunt personajele. Ok, deci avem acum mai multe personaje. Avem o fată care se numește Violet, ok, Elizabeth, Johnny, Stephanie și Lisa. Și hai să înceapă povestea. Sunt aici două fete. Oricum nu o să le țin minte numele. Aba nu, stai așa, deci este mama cu fata și mama spune să ai o zi frumoasă, Violet, și ea spune o să am mămicuță. După aceea, la școală, da? Deci acum se întâmplă totul la școală. Oh, nu! Fetele astea îi dau cu bully la fata astălaltă. Deci Lisa primește bully și spune lăsați-mă în pace, Elizabeth. Spune, nu mai știu care era Elizabeth dintre cele două care dau bully, dar zice nu, o să ne dai nouă toți banii tăi de mâncare. Și Violet spune, ha? Ok, deci nu-i vine să creadă. Bun, hai să merg mai departe. S-au întors la Violet, bro! Violet spune, lăsați-o în pace. Și Stephanie spune, ce vrei, ciudato? Ok. După care, ce se întâmplă mai departe, trece un băiat care este foarte, foarte supărat. Deci e un băiat trist. Să nu-mi zici că fetele astea rele se iau și de băiatul ăsta? Zice Elizabeth, oh my god. Și Stephanie spune, este vărul tău, Lisa? Și Lisa spune, da. Ok, deci fata asta este Lisa. Se îndrăgostesc astea care dau bully de vărul lui Lisa, bro? What? Ok, asta e destul de ciudat. Ia să vedem ce se întâmplă mai departe. Elizabeth spune așa, te rog adul, deci una dintre cele două zice așa, te rog adul să stea cu noi. Și Stephanie spune, te rog, suntem bestii, suntem cele mai bune prietene. Și Lisa zice, ok, adică până acum am dădeas cu bully și acum suntem cele mai bune prietene. Încă e supărat băiatul. Așa. Și mai departe, ia, Elizabeth spune, mulțumesc, Lisa. Și Stephanie zice, ne vedem mâine, prietena mea cea mai bună, gen bestie. Ok, asta e destul de ciudat. Lisa rămâne cu Violet și hai să vedem. Violet zice, sunt nouă la școală, pot să stau lângă tine la masă, gen. Și Lisa zice, da, desigur. Deci e de acord. După aceea să vedem, Violet zice, mulțumesc. Așa. Și după aceea o întreabă dacă o să facă asta pentru ele și Lisa spune, păi, dacă nu, îmi vor da cu bully. Deci trebuie să fac asta. Mamă, la masă, da? Deci acum se întâmplă totul la masă. Și Lisa îi spune lui Johnny. Johnny nu mai este trist acum, este fericit în sfârșit și are mâncare acolo. Și Lisa îi spune, hei, Johnny! Johnny spune, hei! După care zice, niște fete din clasa mea m-au întrebat dacă o să pot să stai cu ele la masă. Hai să vedem ce o să zică Johnny. Johnny spune, cine sunt ele? Lisa zice, Stephanie și Elizabeth. Johnny zice, oh, ok. Spune-le că am zis da. Lisa spune, ok. Bun. După câteva zile, deci au trecut câteva zile și ia să vedem. Johnny zice Lisa, Lisa zice yeah, ia să vedem. Și Johnny după aceea spune, mi-am dat seama că Stephanie și Elizabeth sunt bullies. Mamă, deci a dat și el seama că fetele alea dau cu bully.
Lisa zice, oh, îmi pare rău, dar mi-au cerut asta, gen, și Johnny zice, ok, nu este vina ta. Băi, deci Johnny pare că o înțelege pe Lisa. Apoi, mai târziu, ia să vedem ce s-a întâmplat. Elizabeth zice, ne pare rău că am fost aici rele cu tine. Sper că o să ne ierți, gen, adică sperăm că o să ne ierți. Și fetele se uită așa și zâmbesc. Deci momentan pare totul ok. Lisa și Violet spun, da, sigur că da, sunteți iertate. Și este sfârșitul. Hai să vedem acum care este morala, gen. Și zice așa că tot timpul trebuie să sari în ajutorul anumitor persoane dacă au nevoie de acest ajutor, pentru că poate îi vei salva. Băi, o morală destul de tare, nu? Cam acesta a fost episodul. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și aparent există persoane care dau bully, însă cineva trebuie să le pună capăt, cum ar vedea așa, adică cineva trebuie să pună piciorul în prag, nu? Ca să nu se mai întâmple chestii de genul acesta. Hudinașilor, noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!